o să facem o scurtă comparație între M22 Lite, titanul lanternelor de vânătoare de câțiva ani, imbatabil, 950 de lumeni, 2 ore pe maxim, extrem de fiabilă, 305 metri distanța de iluminare, și M20SX, o lanternă mai nouă, o tehnologie nouă de dom. Lite este primul producător din lume ce folosește această tehnologie în serie. 820 de lumeni, s-a atins distanța maximă de 370 de metri, o autonomie incredibil de mare, 4 ore, cu acumulator de 3400, însă graficul de funcționare este descrescător, este concepută strict pentru operațiuni de vânătoare, unde se aprinde și se stinge lanterna de foarte multe ori. Ambele conțin lanterne, filtru difuzor, suport de baterii, husă, transport cordura, cu gaură pentru iluminare, se poate aprinde lanterna prin husă, ilumina prin husă, suport de baterii, șnur de mână, la fel și M22-ul, șnurul este de gât, mai lung, ambele au de schimb garnituri de cauciuc și butonul on-off din fund. Dimensiuni aproximativ identice, lungime la fel, grosimea corpului la fel, capul M22 este mai mare, automat și lanterna este puțin mai grea. Este foarte mică. Ambele au clip de buzunar detașabil, acest inel tactic. Ambele sunt prevăzute cu dublu clip pe la dublu click să treacă pe maxim, chiar și M20SX-ul, cu toate că are buton, a trecut pe maxim. Haideți să vedem cum luminează. Să trecem pe maxim, cam în două. M20SX, M22, M22 acum, M20SX, M22, M20SX în stânga, M22 în dreapta. M20SX, M22, lumina lui M20SX este mai galbenă, deoarece culoarea LED-ului, aceasta este culoarea LED-ului originală, nu asta. Culoarea asta albă este obținută prin tratarea domului cu diverse substanțe, cu siliciu, am impresia. M22 acum.
M20SX. Locul ăla e undeva la 150 de metri. Observați că cu M22 se luminează vreo 4-5 geamuri, dacă nu mă eu bine. Cu M20SX, mai devreme era M22, scuzați-mă, cu M20SX vreo 2 geamuri jumate, acum e M22, M20SX. M20SX, M22. Hai papi, hai casă.